Senatorul PNL de Hunedoara, Vasilică Poteca, aflat la primul său mandat de parlamentar, a făcut o analiză dură a ceea ce se întâmplă în Camera Superioară, spunând că majoritatea colegilor din Senat se gândesc doar la ce să facă pentru a fi realeși în 2024 și că trăiesc într-o altă realitate. Am observat un lucru la... Aia a fost concluzia mea după vreo 3 sau 4 zile când am ajuns în Senatul României. Adică oamenii ăia de acolo, mă gândeam că toată lumea se bucură că au mandatul. Era, culmea a fost să constat că, de fapt, la mandatul din 2020 era și se gândeau la mandatul din 2024. Deci, cei care cu care vorbeai și încercai să spui, domnule, trebuie să facem azi, nu știu ce, ei gândeau tot ceea ce făceau în 2020-2021 pe mandatul din 2024. Este acest tip de gândire, adică de supraviețuire politică și de prelungire a vieții politice într-un alt mandat și într-o altă realitate. Senatorul liberal de Hunedoara a precizat că această atitudine este una în defavoarea românilor și că dorința politicienilor de a rămâne în funcții cu orice preț a dus la lipsa reformelor de care are nevoie România. În defavoarea românilor, pentru că în momentul în care nu ești în stare să rămâi în mandatul tău și să judeci în mandatul tău, lucrurile, prelungirea peste sau gândul la un alt mandat și la 2025 încolo, îți produce mari probleme în ceea ce faci. Din cauza asta vorbim de lipsa de reformă. Vasilică Poteca a mai spus că un politician, pentru a-și menține funcția, trebuie să își asume responsabilitatea de a lua măsurile necesare pentru țară, chiar dacă acestea sunt nepopulare, subliniind și faptul că în România, oricum, alternanța la putere se schimbă din 4 în 4 ani. Dacă ne uităm, în România am schimbat din 4 în 4 ani sistemul de guvernare. Am trecut de la PNL, la PSD, la stânga, la dreapta, la toate celelalte. Și lucrul ăsta se va petrece și în 2024. Dacă vrei ca lucrul ăsta să rămâi în această piață politică, trebuie să lucrezi zi de zi în această țară și să faci și să iei măsurile care trebuie luate, indiferent că unele sunt populare, unele mai puțin populare. În atare condiții, parlamentarul Hunedorean le atrage atenția colegilor săi politicieni că perpetuarea mandatelor în România este destul de grea, în condițiile în care ne confruntăm cu diverse crize, iar societatea autohtonă este total diferită de cea din Germania, de exemplu. Trebuie să înțelegem că pentru o perioadă de N mandate, lucrurile astea, deci din 4 în 4 ani lucrurile se vor schimba. Că este foarte greu să perpetuezi puterea de la un mandat la altul în condițiile în care trăim într-o lume plină de crize, plină de probleme și într-o societate românească care în 30 de ani nu s-a așezat suficient să aibă maturitatea Germaniei, să aibă un cancelar pe 16 ani. Este foarte greu să faci acest lucru. Mai multe pe această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, în care este invitat Vasilică Poteca, senator PNL de Hunedoara, pe pagina de Facebook 1 TV, precum și pe canalul YouTube al postului de televiziune.